Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente în țara noastră. Ruperile de nori care atrag inundații la nivelul marilor orașe sunt puse pe seama construcțiilor haotice din zona urbană, atrage atenția climatologul Roxana Bojariu într-o intervenție pentru B1 TV. Ce se întâmplă în marile orașe ține nu doar de factorul climatic, ține și de felul în care ne-am dezvoltat localitățile, ține de modul în care am știut să proiectăm orașele în așa fel încât să încercăm să limităm efectele unor fenomene climatice extreme, nu să le amplificăm. Din păcate, izolarea solului, felul în care dezvoltăm construcțiile, felul în care spațiul verde sau spațiul albastru, cel cu lacuri, devine din ce în ce mai mic, toate aceste elemente vin și adaugă o severitate în plus manifestării precipitațiilor mult mai abundente. Climatologul spune că populația nu este adaptată la schimbările meteo din ultima perioadă, iar acest lucru trebuie luat în serios cât mai urgent. Din păcate nu suntem adaptați la clima prezentă, dar apoi să ne gândim că vor veni fenomene extreme cu severitate chiar mai mare în viitor și va trebui să ne adaptăm la acel grad de severitate. Va trebui să luăm cu mult mai multă seriozitate în calcul și factorul climatic atunci când dezvoltăm orașele, planurile urbanistice, de exemplu. Nu e vorba numai de orașe, e vorba de celelalte activități, de localitățile, eu știu, care sunt în aval, de zonele deluroase, de munte, acolo unde viiturile nu mai iau în cale păduri și atunci vin cu o forță și mai mare. E vorba de întreaga noastră activitate pe care trebuie să o regândim.